Da, aveai ocazia să marchezi cel mai important gol din istoria fotbalului bistrițean. Dar de ce nu spuneam că am marcat cel mai important gol cu La Valeta? Că dacă nu ajutam cu Fiorentina... Lasă La Valeta, că asta e Fiorentina. Uite, hai să ne uităm la faza asta. Dacă un jucător de-a tău n-ar pasa, ce îi zice? Oricare ar pasa, îți dai seama. Păi uite ce liber erai. Deci erai toată cu porta goală. Toată porta goală și ai strigat în momentele alea. Ilie! Păi nu s-auzea, că îți dai seama, început lumea să strige în auză. Uite, vede reloare, fiate, uite-te la reloare. Uite ce liber erai, ai luat fața la Schwarz. Până a venit Schwarz după tine, dacă îți pasa, era gol sigur. 100%, băi, te toată portă goală. S-a riscat Ilie Lazar, după părerea mea. Uite echipa Gloriei. Poate. Uite. Ai dat-o printre ei? Ai forțat. Am forțat. Era să opri de asta, nu puteai, îl dărmam și pe ăla. Ai simțit că nu mai ai nicio șansă? Păi nu mai aveai să fuzi, dai seama. Dar uite cum curge faza. Uite cum curge faza. Ajunge la cealaltă poartă și marchează Batistuta. În loc să fie 2-0, e 1-1. O făcut Neajan o dată o razie în camera la fiecare, știi? Eu stăteam cu domnul Câmpianu, nu aveam treabă, că nu eram foarte serios, că așa era serios moldoveanu. Mirona așa, nu le-au găsit numai sticle de busoacă de bohotin. Deci dai seama, în Grecia. O venit frumos, până-i simțiți, m-am adus în cantonament, să faceți performanță. Că împins pe acolo, mai nu au apucat să mă lovească, știi cum zice lumea, cum nu m-a lovit deloc. Dar tu l-ai lovit pe el? Păi l-am atins un pic așa, știi, nu? Picuț, nu tare. Dar ce martori erau pe acolo? Cine m-a văzut? Câmpianu, venit Câmpianu, venit Ilie Lază m-a prins în braț. Hai că e scandal ăsta, n-arați Aurel, știi? Da. Când s-a văzut de atâția ani de zile, îți dai seama, emoții, și l-am dus acasă. Și dimineața suna mama, hai mă, că a murit. Era murit în pat, știi? Aia suflet era tare bun, știi? Foarte bun era așa, că părea așa că, măi, dacă în atâția ani de zile nu lipsi niciodată de la școală, îți dai seama, bolnaș, mereaș, niciodată nu lipsi. Foarte corect a fost în viață. Foarte, foarte corect, știi? Cu școala și cu asta, de aia zic că... Ce să faci? Asta e. Câți ani? Fii atent să spun, stai să zic ceva. Era la Ștran. Eu umblam pe vremea cu o fată din, știi? Amândouă făceau plajă. Aia era supărată, îți dai seama, păi, dar ce e așa, bă, păi, bă, ăsta tău nu mă bagă în seamă de mine, știi? Și asta zice nevastă, actuala nevastă, păi, numai pe tâmpitul ăla l-ai găsit, o zis, de prieten, dai tu seama, păi, numai pe ăsta l-ai găsit. Și în timp, mi-a devenit soție. Nu, dar cum fată de colonel era așa, lasul pe sus, atunci ăștia erau privilegiați, știi? S-a lăsat greu? Până la urmă, da, e bine. Da? Da. Uite poză. De unde se de la nunta ta. De unde să fie? Uite. Ce ginerică. Aoleu. Frumoase poze, da. Frumoase. De pe altceva, de pe fotbal. Toma Ivan sau Titi Voica? Ca cei, ca palmarese? Ca fotbaliști. Păi nu poți să zice Toma Ivan că a jucat la Steaua. Băi, și tu n-ai jucat la Steaua. A jucat, dar el a jucat 6 luni. După aia a plecat la Bior și la Constanța. A fost mai fotbalist ca tine? Handbalistă sau volebalistă? Păi volebalistă. De ce? Păi am avut antecedente. Îi plăceau dolarii la Neajan. Numai dolari. Da. Nu erau atunci euro. Nu era. Dar cât ai reușit să adun din fotbal? Nimic. Faci avere din fotbal? Nimic. Făceai eu pe vremea, ce să fac? Ce avere să fac? Bun, trei atacanți. Coroian în centru. Ilie Lazar, pe stânga. Ica Moga. Puuu, ce echipă ai făcut. Paranteză, tu mie nu înseamnă nimic Steaua, Dinamo, Gloria a fost toată viața. Eu m-am la Gloria, de bezea să îți deștima la Gloria din 78. Din 78? Din 78 am fost prima dată eliminat de ca și copil la Gloria. A fost cu Tanco, dar poți să-l bați pe Tanco. În primul are înălțime Tanco, nu poți să te iei de el. Azi ne jucăm, ne joacă mai... La fotbal. Ai prins vreodată blaturi de alea generale, așa să vă zic, că la toți în vestiar. Da, bineînțeles. Da? Reciprocități nu fost blaturi. Reciprocități. Se făceau în echipele astea, niciodată nu se făceau reciprocități cu echipele mari, cu astea mai slabe, cu Brașov, cu Piatra Neamț, cu Brăila. Prima mea amintire, știi ce, eu am avut cadou, că noi eram, zai, profesor, eram sărași pe vremea, tăi, era profesor la Simin, maică mea la Pietriș, nu erau... Primul cadou care mi-aduc aminte a fost un cart roșu, mi l-a dat deja mai la 3 sau 4, mi l-a dat Narcițu cu Fer.
No, ăla l-am și acum. Cum ți-l dat? Dormeam într-un pat, îți dai asta, noi dormeam într-un pat. El cu picioarele în coace, eu din cu, păi dă-ți bă picioarele mai încolo. Și păi nu, avem un canapeu de ăla pe vremea aia, nu? Păi și-au fost, îmi dau o cameră, timp vagon. Cum e? Așa am crescut. Așa, nu întârziam la școală niciodată. Avea paltonul, că, cum era fratele mea mare, el lua trebuie să aia paltonul mai frumos lui. Rămânea paltonul mic, așa meream la școală, de aici am înghețau mâinile, că era paltonul mai mic. Papuci iară, așa a fost. Da, dar n-am rămas cu sechele. N-a rămas, că e bine. Salut, sunt Adrian Linca și azi avem o emisiune mai specială. M-am și îmbrăcat, uite, într-un tricou special, mi-e mare un pic, dar e un simbol, nu-i așa, al fotbalului din zona asta. E un tricou al gloriei, din perioada de glorie. Pentru că astăzi am un invitat special, l-am pe regele fotbalului bistrițean, Titi Voica. Bună ziua, domnul Linca. Bine ai venit, Titi, în sfârșit la o emisiune de-a mea. După 30 de ani de când fac emisiuni prin orașul ăsta, n-am reușit niciodată să te duc la o emisiune. Am făcut noi ceva anul trecut la Bistrițeanu, așa, în trei, cu alți doi invitați. Dar o emisiune în exclusivitate, așa cu tine, n-am reușit să fac niciodată. Uite că au trecut atâția ani peste noi, dar totuși avem amândoi, iată, simbolurile gloriei pe piept. Cel vechi și cel nou. Cel, da, exact. A mea veche, nu foarte veche, dar totuși mai veche decât a ta. Pentru că, să le spunem celor care nu știu, tu ești încă în activitate ca director sportiv sau ce ești la gloria de astăzi? Director Costi, tehnic mai bine. Director tehnic la noua glorie. Noua glorie de astăzi. Pentru cei mai tineri care dacă vă vine să credeți celor mai în vârstă că există tineri ce nu-l cunosc pe Titi Voica, vă spun că Titi a trecut pe la toate grupele posibile din fotbalul nostru, că a debutat la echipa mare a Gloriei înainte de Revoluție, că a promovat cu Gloria și a jucat 16 meciuri în primul sezon al Gloriei în Liga 1, în 90-91. Apoi s-a transferat la Steaua, ceea ce pentru orășelul ăsta era o minune minunată. Venea, mi-amintesc că venea la ștrand cu tricourile alea cu Ford pe piept. O, vai, eram picați pe spate toți puștanii, dar mai ales fetele. O să vorbim despre ștrand și despre fete. O să vorbim. Apoi s-a transferat de la Steaua. Te-ai dus la Timișoara, ai terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, ai jucat pentru Poli, pentru Cluj. Am jucat la Poli, am prins Cupra Europeană, am intrat la facultate acolo la Poli Timișoara. Da. Dar eram tot timpul împrumutat. Tot timpul împrumutat de Gloria, pentru că... E Gloria Bistrița. Dar de ce? Pentru... Nu m-a dat niciodată în ajan. Pentru că te considera un fel de simbol, așa, bine, nu? Da. După ce am terminat, am stat primul an la Timișoara, m-am transferat la Universitatea Cluj. Antenore Muzlad. Tot antenul care mi-a fost la Bistrița. Și m-am transferat la Cluj. Acolo am stat 2-3 ani jumate. Am prins vremuri bune, adică... Și în 96 ai venit din nou acasă la Bistrița, 95-96, ai prins dubla aia cu Fiorentina despre care o să vorbim, o să vedem și imagini senzaționale, cele mai tari meciuri din istoria acestui club. Ai strâns în total peste 200 de meciuri în Liga 1 și în prezent ești profesor la liceu cu program sportiv și director tehnic al Gloriei. Asta e prezentarea lui Titi Voica, deși nu cred că era nevoie să o fac. Ca să ne încălzim, îți spun că avem trei feluri de vinuri. Te las pe tine să alegi de acolo. Uite, avem de la Valea Ascunsă, de la Teaca, o fetească neagră, roșu. Avem un Sauvignon Blanc de la Jelna și avem un Steiniger de la Drumitra, de la Crama Harșan. Te las pe tine să alegi ce bem astăzi. Avem un vin de la domnul Harșanu, care a fost rivalul meu din școala generală. Rival? Rival la fotbal, da. Să la fotbal, a crezut că la fete. Nu, foarte talentat la fotbal. Da? Dacă îmbrățișa fotbalul, ajungea departe. Dar așa, oricum, este locul întâi la tenis de câmp, la vârsta lui. Deci încă se ține de sport și o face încă bine. Ați fost colegi de clasă? Fost colegi de clasă, în sigur. Și în școala generală? 1-4. 1-4 și da. El s-a mutat la geală 4, eu am rămas la Liviu Rebreanu în continuare, ne-am reîntors a 5-a, a 8-a, după care
Pleca mai departe la liceul etoteric, l-au rămas la Liviu Rebreanu. Da. Mi-am continuat fotbalul. Hai, dăm un pic sticla să o desfac. Da. E un Steiniger pe care numai tata s-o știe să-l facă prin zona asta. Sigur că da. De la Dumitra. Păi să bem un vin de calitate, nu? Nu, că alealte n-ar fi ce de calitate. Nu, dar... Foarte bune, foarte bune Steinigeri... și celelalte alea. Și să știi că și la Teacă se face vin bun. Nu mai zic de Darius Pripon la Jelna. Avem niște vinuri în zona asta de... Sunt convins că nici tu, ca și mine, n-ai mai băut altfel de vin de multă vreme. De cât de astea de-a noastră, de pe aici. Eu cam de așa nu beau. Cam tot timpul. Mi se pare foarte bun și... Era bun. Fără foarte puțin surf. Foarte, cred. Era foarte bun la fotbal, Călin. Chiar mi-l foarte talentat. Chiar foarte talentat a fost. Păcat că nu s-a ținut de fotbal. Bine, atunci pe vremea era cu școala, te duci la școală să înveți așa era. Da, mi-amintesc că am fost într-o zi la domnul Jimboreanu, la arhiva lui, da. Și am găsit acolo niște meciuri pe care Călin le-a jucat la... Liga 4, la Liga 4 la Dumitra. La Viticul la Dumitra. A fost golgeter într-un sezon. Știu. A dat și câte 6-7 goluri într-un meci. Erau derbiuri mari cu Comuna Cepari, cum erau vecini acolo. Da. A fost foarte bun. Bun. Avea și niște Adidas interesanți aduși de prin Germania. Mi-aduc aminte, mamă, cum ne uitam la Adidas și lui. Erau vremurile alea, Titi, știi foarte bine, în care conta enorm de tare echipamentul. Și eram topit. Nu-i singurul care avea echipament. Mai era, dacă îl țin minte, pe Ovidiu Brendea. Da, gumii. Era cel mai frumos, era îmbrăcat. Și domnul Adrian Fabi, copilul domnului președinte Fabi. Da. Erau încălțați bine pe vremea. Da, dar vreau să zic că ne... Și-au fost vremurile. Ne tentau mult mai tare ca acum. Acum nu le mai pasă de ce ghet. Nu le mai pasă de nimic atunci. Atunci te bucurai, eu mă bucuram că fac antrenament cu echipa mare și mănânc cu ei la masă și spălam o mașină, eram bucuros. Sau că aveai un fâș de la Gloria. Sau aveam un fâș, păi puteam și la școală mănânc cu el. Da. Păi îți dai seama, eram foarte mândru. Și azi au de toate și nu mai știu să apreciez. Păi... Ți-aduce aminte prima pereche de ghete? Că asta trebuie să rămână cumva. Prima pereche de ghete, știi ce mi-a prima pereche de ghete? Am luat-o exact în 86, când era antrenor Vlad Marica, când a venit domnul Nicolae din Grecia. De el mi-a dat o pereche de ghete Pony. Pony, da. Cum erau alea? Portocalii, ca și ribu cu deasupra. Ca și ribu pe vremea, da. Hai, servus, Titi. Sănătate la muța, păi sigur. Oamenii știu că noi ne cunoaștem de aproape 45 de ani. Foarte bun. De aproape 45 de ani ne cunoaștem. Am și jucat un pic de fotbal împreună, dacă nu pe la echipe mari, măcar prin curtea școlii, pe la Liviu. Când era Nea Florica antrenor. Da. Era Nea Florica bătrânul. Da. Toată lumea te aștea. Florica antrenor și mai erau așa mulți antrenori pe vremea aia. Da. Alexandru Florea bătrânul. Noi eram toți la ei. Toți mergeam pe liceu. Sigur. Venea cu mare. Cu plasă, cu o minge. Și ne lăsa să ne facem echipe. Tot al doilea un pas în față. Ne făceam echipele cum știam noi. S-a fost sigur. Și jucam. Didi Măgherușan, Flaviu Maxim, Costin, Mihalca, Șomoi, tot Cristi Ivan, Prodea, Cristi Ivan, Danezu, Hedeș, Chizera, avem, domnul Filip, da. Dan, Alberto, nu mai zic, Bucur Alberto, fotbalist și Alberto, da, mulți, da, atunci erau două echipe, era Gloria și era Parcă Foresta. Mai târziu a apărut Foresta. Nu era Foresta juniori, care Foresta avea o echipă de juniori. După aia a apărut Juventus, domnul Someșan. Da. Că s-a privatizat domnul Someșan. Dar ești rău. De ce? Da, de ce? Pentru că una era echipa lui Taicătă, de la Mecanica. Aia era echipa... Da, era echipa Gloriei. Și juca pentru Mecanica. Da, dar era Gloria, Mecanica și apoi a apărut Foresta. Foresta mai târziu. Foresta era. Sau era? Era Foresta. Era. Mai târziu a apărut Juventus. În orice caz erau trei antrenori, nu? Da. Șonfelean, Taicăto, Voica, Bătrânul. Șonfelean a venit după, mai târziu a venit Șonfelean. Și Someșan. Și Someșan. După a apărut Mișii Bart, Mircea Greabă a fost. Mircea Greabă avea jurii ăștia republicani. Unde a fost Olmo și bă, ăștia mai... Da. Bunar și aia. Echipă, cum îl cheamă? Ce meciuri făceam între școli, ți-aduce aminte? Da, erau campionate, era lumea pe garduri și la bloc, stai în Hermes acolo, era lumea în geamuri.
alte, era alt, alt fotbal. Voi de acum atâtea, atâtea au copii ăștia ziua de azi, au calculatoare, au tablete, au telefoane, au tot ce vreau. Și nu le place nimic. Hai uite la mine la școală să vezi la, la LPS ce condiții au, teren sintetic, au vestiare, echipament tot. Și nu mai vin, nu mai vin copiii ca altădată. Păi ne băteau ghetele alea în talpă de aveam trei rânduri de beșici, una peste alta, una peste alta. Și acum... Dar unde te antrenai pe vremurile alea? Era unde ai să unde acum liderul tău de zgură, pe care odată pe zgură numai puroi erai și numai zgură prin, prin picioarele alea. Nu mai zicea nimeni nimic, dă-i mai departe și te antrenai în continuare. Și cine rezista ajungea cine fotbalist? Cine rezista, care vrea să fac, da bine, făceai în vremea aia și școală și fotbal. Și a ajuns fotbalist, așa, Titi Voica, a ajuns, Tanca, a ajuns fotbalist, Tanca, a jucat Cristi Ivan, Moga, Moga, Viorel Moldovan, din ăștia care au fost bine, da, s-a mai venit în 88. Da, Săsărman Zăgrean. Săsărman Zăgrean a venit de copil, a fost aici. Zăgrean a venit de la Baia Mare la 8 asta, la 9. A fost cu mine în grupă Zăgrean, Dorin Zăgrean. Da. Mă, Săsărman a venit din 88 de la Beclean și el a rezistat cam cel mai mult. Noi ceilalți am fost prieteni cu fotbaliștii, dar eram fascinați. Eu eram fascinați, dar numai, uite-te, pe vremea era foarte puțin, foarte puțin tineri ajungeau la echipa mare. Foarte puțin. Eu, de exemplu, am jucat la juniori, eu am debutat pe la 14-15 ani când eram pe la Lotul Național. Am prins Lotul Național de UEFA 88 cu Răducioiu, cu Stăniș, cu care mai erau pe atunci Minea, Bucur Bogdan de la Dinamo. Hai să vedem o poză, că avem o poză, Paul, cu în echipament galben cu, de la Lotul Național, cred că două poze cu Titi la Lotul Național, să vedem un pic. Repede, uite, asta ce, ce generație era? Asta e generația, asta e lotul de tineret. Mi se pare că la meciul cu Cipru pe Sportul Zdențesc, dar uite ce fotbaliști erau acolo. Ia, de sus, zi, de sus, uite, de stânga. Uite, de sus, ăla e Predoi de la Universitatea Craiova, Zotincă de la Inter Sibiu. Săsăman e ăla, nu? Săsăman de la mine, eu de la Bisa, Pârvu de la Steaua. Stai, mă, stai, nu treci așa repede. Ăsta ești tu de aici? Ăsta e ăsta de acolo, păi era în tânăr, 91. Al trei, al patrulea de da, sus. Da. Și după aia cine-i? Pârvu. Pârvu, a jucat la Steaua. Pârvu, care a fost la Steaua, Arcanul, da. Portarul de Universitatea Craiova. Jos, cu părul mare, Viorel Moldovan. Da. Constantin Stăniș de la Sportul Studențesc, Ovidiu Hanganu de la Corvinul Hunedoara, Romulus Buia. Buia, uite, da. Buia și Nicula Răducanu de la Sportul Studențesc. Asta era lotul de tineret? Asta era lotul de tineret. Bă, dar bine, mai erau pe lângă Meraz, Bulea, da. Gâleșteanu, Cristescu, mai erau... Toți fotbaliști. Toți fotbaliști de... Nu știu, da, toți de divizia. Da. Care jucau în divizia. Și tu cu Săsă erai și cu Viorel Moldovan. Noi eram de la Bisa toți. Erați de la Gloria toți. Lipsește, da. De acolo Moga, care era la echipa mare. Da. Multe, câte selecții ai prin lotul național? La ăsta am lotul de tineret, am 42. 42 de selecții? Lotul de tineret, lotul olimpic. Hai să mai vedem o poză, uite și asta. Și asta, asta e... Cine, la Bogdan Bucu? Bogdan Bucu de la Bucu. Dinamo. Tot ăsta era, uite pe Moga. Al treilea Moga. Moga, eu, Gâleșteanu de la Universitatea Craiova, Săsărman, Hanganu, uite ăsta Prisăceanu, Crețu, de la FC Argeș, da, Buia, Panduru și Gâlcă. Uite, Panduru și Gâlcă. Și Gâlcă, vă, ultimii doi, extraordinar. No, și tu jucai mijlocaș sau jucai fundaș? Jucam fundaș. Fundaș de apta eu, Săsărman, fundaș stângă. Mamă, ce echipă. Și fundaș central juca Gâleșteanu cu ăla, cu Bucur Bogdan de la Dinamo. Ca și la Steaua a jucat Bucur Bogdan. Sigur, de asta au ce mijlocaș. Panduru, Prisăceanu, Gâlcă, Buia. Buia, ce lot de tineret, tare de tot. Da. Tare de tot. Păi atunci am jucat în primarea cu Elveția, 2-0 am bătut. Țara Galilor am bătut, Scoția am bătut. Și au venit acasă și am bătut toate. Da. Dar erau vremuri în care bistițenii erau nelipsiți de la toate loturile, de la toate felurile de loturi naționale, da. Nu pe șpagă și pe șmecherii ca azi, nu? Nu mai puteai la nivelul, mai era cu șpagă. Îți dai seama că te duceai la echipa națională, puteai înjura lumea, cum erau bucureșteni foarte răi, puteai juca. Dar cum ai debutat la Gloria? Ți-aduce aminte la echipa mare? Mi-aduc aminte, parcă în 86 era antrenor Vlad Marica. Știu că stăteam în cantonament acolo, la Icar erau pe vremuri. Camere. Unde la Icar? La... Unde e acum sala de lunță, acolo erau camere și stăteam în cantonament cu Gloria. Veneai, stai cu două zile înainte. Da. No, și am debutat, mi se pare, cu Aurul Brad. Deci Marica te-a debutat. Marica, mai trăiește Marica? Trăiește în Suedia. Da. Eu cam am așa o relație bună cu toți antrenorii care am avut.
Că exemplu și cu ăsta, cu Andone vorbesc tot timpul, care mi-a fost antrenor la Cluj, cu Remuza vorbesc, care mi-a fost la Bistrița, cu Ion Veionescu, care mi-a fost la Timișoara. Da. Și zici, în, când ai zis, 88? În 86. 86? Păi deja în 88 au venit la Fane Coidum. Păi 86 și ce echipă avea Gloria în 86? 86 spune o echipă. Cu Urloi, cu... Nu, spune o echipă. Florea, cu... În poartă era Nalaț. Da. Sau... Bolohan. Nu era Bolohan atunci. Nalaț. Nalaț și Șara l-au dus. Da. Atunci l-au dus de la Lutan. Fundajat era Roman. Urloi, Cervenski. Funda stânga pe vremea era Bagiu. Sorin, da. Bagiu de la Ucluj. Da. Sau Radu Gheorghe. Da. Nu, de... de la Dinamo venit. De la Victoria București. Da, 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 da. Jucat și pe la Dinamo. A fost... la puțin, da. De la Victoria sărac, București. Sărac, a murit săracul Radu Gheorghe, da. Florea, care vine de la Steaua, Ion Gheorghe de la Steaua, Nicolae, mijloca japta, Naie. Uite o poză. Asta e meciul cu Naționala României în 89, mi se ce pare. Ce poză, făcută de Gubeș. Făcută de Gubeș. Eu eram atunci om la om cu Hagi și Tanca om la om cu Lăcătuș. A fost meci, o pregătit meci cu Irlanda. Și în poartă Cristian, uite, la noi Cristian, sau la ei? La noi Cristian, la uite noi. Că la noi. Pe atunci da. A fost Cristian când am debutat noi în divizia. Era Cristian. Apoi a venit și la, da, la noi. Cristian a fost Nalaț și cu... Da, da, el a fost multă vreme la Lotul Național. Lotul Național, nu, el a fost la Sportul și la FC Argeș. Da, și la Națională. Atunci, și la Națională. Și la Națională. Jucat Națională, sigur. Jucat Națională. Da, foarte faină poza aia. Mai arată-ne un pic pauză, mai vedem un pic poza aia. Uite câte lume era. Asta acolo era pe... ce era? Terenul 2? În spatele porții acolo. Nu, acolo era... Sau ce e aia? Acolo era tribună. Nu. Nu. Ce se vede? Spate terenul 2. Terenul nu 2 era peluză, era gardul. Era gardul și era tabela aia de fier. Da, nu era făcută în... Nu era făcut peluza. Nu era pe, în spatele porții acolo, unde e peluza acum. Uite câte lume era pe garduri în spatele porții. Păi, pe garduri. Uite. Hagi într-o formă senzațională. Hagi. Da. Faină poză. Ăla cu 7 ore cine era? Cine ăla era? Cu, de la noi? Da. Roman. Roman. Roman, Roman. Da, Roman. Și un pic se vede în dreapta oare cine? Soare? Nu. Nu știu dacă e Soare. S-au jucat atunci. Da. Se vede un pic, nu știu cine, nu-mi dau seama. Da, faină poza. Astea sunt antologice deja, astea sunt pozele din meciul cu Fiorentina. Da, asta e meciul de aici, mi se pare. Nu. Nu, de acolo. De la ei, de acolo, da. Că aici am jucat în tricoul cu Dunge, la alb-albastru. Da, Câmpianu, Săsărman, Titi, Dâncuș. Asta e de aici, meciul asta de aici. Asta e de aici. Uite, l-ai văzut, a apărut și domnul Purdea, uite, Câmpianu, Purdea, Dâncuș, eu Răduță. Da. Marius Răduță, Săsă, Stancu, Cristea, Stancu, Cristea, Misti, Ilie, Dalmatei și Radu Sabo. Și Radu Sabo, ăștia au fost titularii de aici, de acasă. De să aici. Le spunem celor care nu știu că meciul ăsta a avut loc în 1996. 96 septembrie, da. Pentru prima dată s-a montat o... O nocturnă la Bistrița? Da, 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 de asta improvizat. E prima nocturnă s-a montat la Bistrița, sigur. Asta a fost de la meciul de la Rapid. Când au jucat Rapidul cu Karlsruhe. Și au dumat, după aia au dus-o la noi. Da. Ce ți-a rămas în minte așa de la meciul ăla? Mi-a rămas în minte când au montat ăsta nocturna, parcul era ca ziua. În tot parcul au pus lumini. Deci așa era de luminat parcul în vremea aceea. Oare? Pentru meci. Toate ele erau luminate. Că să șa, noi e primul meci care se joacă nocturnă la Bistrița. Că nu era om în orașul ăsta, păi, care să de-aia nu. Am rămas să nu când știe au făcut, că... corect, când au făcut antrenamentul oficial Fiorentina. Deci tribuna de lângă parc, arhiplină. Deci toate tribuna arhiplină. 1996 Gloria era finalistă în Cupa României cu Steaua și pierduse Cupa României. Am pierdut cu 3-1. Am condus 1-0 la pauză, 1-0, că de-aia țin minte, 1-0 am setat cu Stelea la mijloc și o dat Misti gol. Și când mergeam pe, era 20 august atunci, Național, era 3-1 la teren, vei ce merge de la teren până la vestiare. S-a luat, că țin minte, s-a luat Lăcătuș, să rămăște. Bă, țărane, bă, țărane, a început să facă pe ăla în toate. Și era, nu, cum era așa, era tare simțit, știi? Asta era dracu țigan, îți dai seama Lăcătuș, nu? Dar și... tu, că acum sărim, da, de la una la alta, da, că-s prea faine, da, poveștile astea.
Tu când te-ai dus la Steaua, ce, care a fost prima întâlnire în vestiar, păi, cu cine? Păi prima întâlnire cu, în vestiar m-a pus, stăteam lângă Balin. Îți dai seama că eram vestiar, hai stai aici lângă mine. No, bine, îți dai seama că stăteam nemișcate, aveam emoții, nu, când să mă dezbat să nu deranjez pe care era Hagi, acolo era Balint, era Bumbescu. Eu eram singurul jucător care am fost atunci tânăr, adică tânăr la ei, mai nou eram eu, l-a dus pe Ilie Stan și pe Măstăcan. Era un Măstăcan de la Oțelul Galați. Și în rest echipa care câștigase exact, Liga Campionilor, exact, echipa campionilor în afară cupa, de Belodedici, care au plecat. Restul toți cu Beloni, cu Pițurcă, cu banul l-a dus și pe Ungureanu. Bun, și a intrat în vestiar, Balint a zis: "Hai, stai lângă mine, nu dat echipa mea, te-am încercat, am făcut antrenament, am mers la fotbal în cantonament cu ei." Am stat atunci, l-a dus pe ăla pe Minea, Daniel Minea. Cu cine se te în cameră? Cu mine. Cu mine Daniel Minea, nu, el a jucat atunci, exact, mi-a jucat central în finala cu Milan. La 4-0. Figuranți? Nu. Niciunul. Nici Hagi, nu era figurant. Nu avea treabă, nu. Nu? Își vedeau de treabă toți. Problema era când jucau miuțe între ei. Era rivalitatea între Hagi și între Lăcătuș. Aveau, băgau niște materiale. Așa a fost. Și ăștia mai în vârstă erau încă, nu? Beloni era în vârstă, Pițurcă. Beloni, Stoica, Pițurcă. Da. Nu. Nu avea treabă, să pregăteau fiecare. Și, Titi, există o dilemă pe care o avem la toate întâlnirile cu prietenii. Cine a format echipa aia a Stelei? Cine a fost cel care a reușit să ducă Steaua cine a format-o înainte de aia 8-6? Da. Halagian. Da, dar cine i-a învățat să joace așa de bine? Ienei, Iordănescu, ei între ei, cine? Ei între ei, zice-mă că erau talente toți. Ce poți să le spui la jucătoria de atunci? Talente, Titi, dar n-au ajuns să joace la echipe mari niciunul dintre ei. Cum nu? Cine zici tu? Bărbulescu. Hai să luăm pe rând. Iovan. Păi bun. Duca, da. Iovan a jucat în anile a Liga 2 și a plecat în ăsta. Iovan. Cum nu? Iovan a jucat. A jucat, dar puțin. Câștigătoare de Liga Campionilor. Da. Balint, la Burgos. Echipă de câștigătoare. Unde? Oviedo. Oviedo și-o fost la Fiorentina. Pițurcă. Pițurcă a jucat în Belgia, Liga 2. Da, știu, dar nu a ajuns niciunul la echipe mari. Hagi. Hagi, da. Hagi de la Madrid, Barcelona. Deci, jocul lor comun, da. Impresionant. Că așa, luați individual, nu erau cine știe ce... Aveau jucători pe vremea, jucau în viteză, o pasau, pe vremea o pasau. Cum n-avea, aveau jucători foarte bine. Cât ai stat în vestiar la Steaua? Păi am stat 6 luni. 6 luni și... Nea Jean, cum era prieten cu Bărbulescu și cu ăsta, nu vreau să-mi dea drumul. Și mi-a zis să Biordănescu, bă, voi ca încoace, uite-te, vine fundaș deapta Dan Petrescu, și atunci la Feciol și cu Ilie Dumitrescu, atunci eu dus. Bă, nu poți să joci, tu nu ești nici neimat, bun, și ce să fac? Du-te la Feciol, a plecat Danilescu atunci președinte la Feciol, m-am dus la Feciol. N-am stat la Feciol, m-am pregătit, era bine, era bun de antrenor și cu Cârstea, cu Costel Cârstea. Păi am jucat toate meciurile amicale, am jucat bine. Era echipă bună atunci. Dar nu era cu blaturi la Feciold. Da, avea niciun blat, că era echipa a doua lui Steaua. Era Mihali, era Dorin Mundeanu la ei. Păi da, nu se dădeau toți la o parte, că era Feciold lui Ceaușescu. Nu. Păi ăla n-avea, ăla era Emil Bărbulescu. Ăla era comandantul poliției pe Scornicești. Da. Păi dacă venea la meciuri și venea ăsta, Păunescu, venea Ilie Năstase, la meci la Feciold, păi era, ce era? Era o stradă principală. Și două, trei blocuri și o fabrică de confecții numai de femei. Și bani câștigați mult la Feciol? Se câștiga mai bine decât în altă salariu, parte? Avea salariu. Eu nu aveam treabă, că nu eram și cu în armată atunci. Da. Eu mi-a dat grad de la sergeant major, să ce eram pluteam, de și mie ceva salariu acolo, dar nu aveam... Știi că ăștia aveau salarii prime, aprobări de mașini, de tot felul. Și te-ai întors înapoi la Gloria? Asta era condiția să te întorci înapoi din armată? Păi, nu să mă întorc, că, de exemplu, eu făceam atenție și eu venit la Șerban Neșulescu, fostul arbitru mare de divizia, era ceva consilier cu Emil Bărbulescu. Și-a arbitrat odată la Bistița. Îți dai seama, la noi pe vremea aia nu exista carne, nu era ulei, nu era, nu. Am venit cu două, mi-o dat aia, două, trei plase și am venit cu ăsta, cu Neșulescu până acasă la Bistiță. Îți dai seama că a lubitat pe Gloria, Neajan știa că am venit. A doua zi m-a chemat la teren și m-a băgat în meci cu CFR Timișoara. La aia, cu Giuchic, Vlătănescu, echipa aia mare, cu Șunda. Nu știu, din momentul ăla nu m-am mai dus. Eram divizia B. Că dacă jucai atunci un meci, gata, mai puteai să te transferi. Tu jucai ca junior?
Nu eram junior. A, nu mai erai junior. Nu eram, a, că ai terminat armata. Eram în acum, eram armat, aveam 19 ani, dar nu mai eram niciun junior, dar juniori. O prins Moga și Viorel Moldovan. Da. Că aia a fost norocul, că te-ați joci cu junior în teren. Da. În 89 atunci, am când am promovat. Deci tu ai jucat de bun, de drept. Nu, și m-a băgat atunci și aici, a rămas la Bistriță. Da, nu m-am mai dus nici în armată, nici la Steaua, nici la nimic. Dar aveai oferte de prin alte părți? Păi, mai trăgeau de tine cu... de pe acolo? Păi da. Da. Noi eram divizia B, Gloria, la momentul ăla. Bun, hai să ne potolim un pic, că am luat-o prea tare. Prea tare, și ai? Și dacă o ținem tot așa, îi ținem pe oameni două zile și două nopți cu povești de astea. Vreau să le spun tuturor că avem și bunătăți de toate felurile, de la cămara bunicii, în primul rând, tot felul de jnițele, chiftele, acolo în spatele lui Titi avem toate bunătăți, sarmale, dar avem și niște bunătăți de la Elena din Deal, care ne-a trimis, uite că vreau să mă uit pe cărțile astea ale ei de vizită. Elena din Deal are în Tiha Bârgăului, ai fost la Elena din Deal? Da, să da. Te duci la Elena din Deal în Tiha Bârgăului, bă, are un punct gastronomic prietenii, acolo. Prietenii mei să duc. Îți face niște mâncări, uite alea de pe acolo, splăcinte. Am văzut că arată foarte bine plăcintele. Prăjituri, gogoși, mă rog, toate bunătățile din lume ne-a trimis și de data asta Elena din Deal. Te rog să te servești când vrei cu de toate. Hai să mai închinăm un pic. N-ai chef de băut, văd că n-ai chef de băut. Nu pot să beau, că puteți să mă duc la niciodată nu beau înainte de antrenament sau de fotbal. Niciodată, în viața mea, ăsta e principiul meu. Că mai vin alții la fotbal, mai joci o miuță, la joci un fotbal, mai vin băuți. Păi da, dar erau vremurile în care mironașii și Todi mai trăgeau câte o... Da, erau fotbaliști. Da? De-aia vreau să zic un episod. Cum? Nu zic. Deci uite, am mers în Grecia, eram în cantonament în Grecia. Și făceam antrenament, nu, plecam la antrenament, bă, de unde vin ăștia obosiți? O făcut neașa, nu o dată o razie în cameră la fiecare, știi? Eu stăteam cu domnul Câmpianu, nu aveam treabă, că nu eram foarte serios, că și ăla era serios moldovean. Mirona așa, nu le-au găsit numai sticle de busioacă de băutin. Deci dai seama, în Grecia. O venit frumos, până ei simțiți, v-am adus în cantonament, să faceți performanță. Că sunteți niște, a început neașa să-i... Blagoslovească. Ăștia au răspuns înapoi amândoi, și Mironașe, și cu ăsta, și cu Iftodie, și i-o dat afară. Mi-aduc aminte, 96 era... 97, i-o dat afară... Am făcut eu articol atunci despre... Dar stai să spun, i-o dat afară. O plecat din Grecia cu geaca pe ei și fără geantă, cu geaca. Nu au știut cum au ajuns în România, în pantaloni. Și-o dat geaca, și-o vândut geaca, n-avea cum să ajungi. Și-au ajuns în România. Fără bani, fără cum... Fără, păi așa i-au aruncat de acolo. Extraordinar. Îți dai seama să treci vama, să te duci cu taxiul, cu ce? Aveam bani la ei, dar păi cu ce? Rău. Și au venit la Bistriță, noi o suspenda vreo, nu știu, sta vreo două săptămâni, nu i-o mai primit, nu știu ce. Atunci aveam eu o perioadă aia bună, când am dat golul ăla, vreo 7, 8, 9 goluri, știi? Și mă cheamă Cristian, băi Titele, păi ție-s cum, îmi zice mie, știi, băi Titele, că era așa mai periculos el. Băi Titele, ție-s cum, uite tu să muncești, să alegi, uite să... face alunecă, îți bași capul în cote și ăștia să bea, să-și bată joc de... Și i-am zis atunci, băi, Nea Costele, păi și-ați fotbaliști. No, am terminat și cu tine, așa mi-a zis. Și numai bine, fii atent, eu băgat, că i-au dus. Dacă ții minte, meciul cu Craiova și am bătut 1-0. Cu Craiova aici, am bătut, o dat și un vagă, parcă o șpea, am jucat cu Dinamo, i-am bătut iar 1-0 pe Dinamo. Cu ăștia în teren. Da, fotbalist. Era fotbalist. Dacă ai adus vorba de Cristea, ai mai povestit-o și la Bistrițeanu, dar poate îți mai aminte niște detalii. Cu ce? Cât e adevăr și cât e mit din povestea aia? Hai să-ți povestesc cum a fost. Hai zi-o, că toată lumea știe, o venit căsa și mi-o dat nu știu ce pumn și spun cum a fost. Deci atunci eu la tineret, niciodată n-am jucat la tineret. Și m-am trimis într-o joie să făceau meci mică, a jucat tineretul cu ce era pe vremea mecanica sau meci era mică. Și m-am trimis la meci. Am jucat, taică mea era în tribună. Ce cauți, bă, aici? Că n-am jucat, știi? Păi nu, dacă mă trimis, ce să caut? Mă joc fotbal dacă m-am trimis. Bun, am s-o terminat meciul. Eu tot timpul suram, bă, ce faceți acasă, știi, pe fix. Stai, te întrerup un pic, că ne-au venit niște prăjituri de la Cristina și îți dai seama că după ce o să le vezi, nici nu mai poți vorbi, spun eu. Stai să le primim. Hai, cu tupeu, hai, da. Uite, cofetăria Cristina, care ne iubește atât de tare. Domnul Strate, nu? Asta, da, domnul Strate și Cristina ne-a adus tot fel de prăjituri. Mulțumim. Mulțumim, mersi, mulțumesc frumos.
Un platou mișto cu prăjituri, trebuie să-l desfac, să-l desfac. Tu zi povestea cu Cârstea. Bun, și sun acasă, nu răspunde nimeni. La un moment dat răspunde mai, bă, sobolile, te-ai... Nu, mă duc la spital. Mă duc la spital, au pus semipareză, știi? Semipareză, nu, nu mai putea vorbi. Bă, că l-am văzut, așa zic, bă, ce dracu din cauza era lor. Era supărat că te-o trimis supărat la... Supărat că nu am știut la tine deloc, știi? Da. Nu, supărat, nu, știi cum e. Joci mergi de mergi de mergi, din toată apar la tineret, mă joc la tineret. Da, de ce te-o trimis la tineret? Ai făcut tu ceva, Titi, de N-am făcut absolut nimic, așa avea uite, el. Uite aici. Foarte frumoase. Uite. Eclere și bun, bun. Bă, stai, nu, așa, uite, fii atent. Cum bun, bun. Așa, 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 da. Este saraberne de la de pe vremea noastră. Las că le luăm la pachet, la așa. Toție, păi ca să se întrevenească. Uite, una ți-o pregătit-o ție, uite bun, ce perfect frumoasă. Atunci. Bun. Deci, și zi, deci te trimis la tineret fără foarte, să faci era, nimic. Fără, era foarte liniștit. Nu cred. Dacă spun. Ai făcut tu ceva. Și fii să spun, am terminat. Dar bine, eu am plecat din cantonament. Am uitat să plec. Am plecat din cantonament. Asta e ideea, zi așa. Am mers la spital și am venit. Eram în cantonament noi. Nu, dar zic înainte de a pleca. Nimic n-am făcut. Și ăsta te-a uitat și ăsta te-a crezut. Ăsta te-a intrat în, la intrare în hotel, la, unde făceam cantonament. Nu mă pot abține, hai și tu. Las că mănâncă, nu te iau acum. Și fii atent, zic, unde mergi, mă întreabă. Zic, păi mă duc în cameră. Păi n-ai voie să mergi. Păi nu să-mi iau geanta dacă nu mă lăsa să stau în cantonament. Bă, tu n-auzi ce îmi zice, tu n-auzi că n-ai voie să intri. Nu, și atunci când n-ai văzut, i-am spus, bă, dar e cantonamentul tău, știi? Nu, în momentul când i-a zis, l-a ridicat și m-a lovit cu capul pe aici, m-a lovit, nu. O frut el așa, odată? Da, direct, buful cap. Era rău și Cârstea, era vână, a fost stăpăros așa la vână, pe a fost un dat central. Nu-i zicea ghepardul, poreclă. Da, ghepardul, da. Nu, așa atunci, am avut niște schimburi, știi? Schimburi. Ce schimburi? Schimburi, nu, ne-am împins pe acolo, mai n-au apucat să mă lovească, știi, cum zice lumea, nu m-a lovit deloc. Dar tu l-ai lovit pe el? Păi l-am atins un pic așa, știi, nu, un picuț, nu tare. Dar ce martori erau pe acolo? Cine m-a văzut? E Câmpian, a venit Câmpian, a venit Ilie Lază m-a prins în braț, hai că e scandal ăsta, Aurel, știi? Da. În 5 minute toată lumea a venit. A venit Nea Remus, a venit Nea Jean, a venit Ilie Sucilea, că trăia atunci. Da. No. Bun. No, titele, gata, e suspendat. Mă cheamă a doua zi la club, hai la club, mă duc la club, mă stau așa cu tine. Acolo Nea Jean, aici eu, Remus Vlad și Cârstea. Și îmi zice, păi bă, titele, ai dat și tu, aici îmi zice, am dat și tu, am dat și eu. Da, te suspendăm pe tine invitat. Și gata a fost. Și m-a trimis, du-te la păi tineret. Păi ce ai zis? Păi ce să-i zic? Gata, am plecat. M-am luat geanta și am plecat. Păi Titi, dar ai zis tu ceva. Bă, ghepardule, ce faci? Vii aici, păi, am stai un pic, ce am zis? Nu poți să-ți... Păi nu poți să-ți spun acolo, am spus multe. Păi zi, fă, mă, să înțeleg. Ce ai zis? Grav de tot i-am spus. Ce? Ce nu a auzit în viața lui. Săracul a murit. Săracul Cârstea, Dumnezeu să-l ierte. Și n-a fost un om rău pentru Gloria, să știi, până la urmă. Fost, dar ținea ură, știi? Că, de exemplu, eu m-am suspendat. M-am trimis la tineret, am jucat vot mea și am dat iar vot. Și în ultima etapă face tute, eu vreau să mă deie pe la Brașov, la Nea Romică. Și n-am vrut să mă duc, că, de exemplu, eram la școală. Că de-aia tot timpul m-am ținut de școală. Că dacă nu eram cu școală, mergeam la Fece Brașov, că era Nea Romică Pașcu. Da. No. Și zic, bă, dă ultima oră, lasă-mă la Dej. Și m-am dus la Dej, de era antenor tătăran. Știi, că făceam aici, mergeam la școală 2-3 zile, meream după aia acolo, era bine, da. Știi? Nu. Și mă duc la Dej, am dat un tur. Din 15 goluri, din ce am dat 11 goluri, îți dai seama, am jucat foarte bine. Titi, dar de ce nu te avea la suflet? De ce nu te avea la suflet? Păi, eu știu niște legende așa. Păi de ce nu avea, păi dacă eu la... Nu, no, dar de ce dacă am un scandal cu el? Cum să mă mai avea la suflet? Păi da, dar eu știu și tot felul de legende că tu nu prea contribuiai la blaturi, de exemplu. Dar nu le punem, că nu au fost blaturi, au fost reciprocități. Reciprocități. Ai altceva. Bun, deci toată lumea știe așa. Bă, la Titi nu-i spunem. Nu că nu-i spune. Nu se bagă la asta. Să spun ceva, în general ăștia vestiței nu prea eram băgați noi. Erau, ele se făceau cu 3-4, da. Chema 3-4 de ăștia, cum era Dumnezeu Mironaș, Câmpianu, mai mulți. Da. Înțelegi? Nu. No. Păi poate de aia nu te suporta. A, păi nu mă suporta, de ce să mă suporte? Da, a fost bine. Păi da, ai prins vreodată blaturi de alea generale, așa să vă zic, la toți în vestiar. Da, bineînțeles. Da? Reciprocități nu fost reciprocități. Se făceau în echipele astea, niciodată nu se făceau reciprocități cu echipele mari, cu astea mai slabe, cu Brașov, cu Piatra Neamț, cu Brăila, cu mai multe. Și cine venea? Venea Nea Jean? Poți să zici acum că săracii zmoși tot. Pe cine să vină? Venea Nea Jean? Da, vezi, erau, mai sunt oameni de calitate acum.
Mai sunt? Păi nu mai sunt, că acum zici ceva și faci altceva. Ăla dacă zicea, bă, parul e de-a lui așa, păi de-a așa nu-i parul. Nu? Aia erau. Că acum vin și te mii pe față. Pun și cum veneam vestiar și zicea, trebuie sigur. Să pierdem. Da, trebuie da. Să pierdem azi. Un minut 1-0 la pauză, 2-0, un minut 8-5. Păi și cum făceați? Zim cum făceai tu, concret. Eu nu făceam, că eu jucam, că eu nu, aia din spate făceam. Păi de-aia nu-i plăcea la Cârstea. Ce să-i plac? Măi, eu bistițean. Ai zis meciul ăla cu, ai zis meciul cu Rapidul. Am văzut multe meciuri cu Rapidul. Cu mai multe. Da. Păi nu poți să chem doi sau trei, să nu știe. Ori știu toți, ori nu știu niciunul, nu? Păi da, dar mai înainte ziceai că numai cu doi, trei se făcea. Mai a fost un meci cu Steaua. Când dacă ne-a bătut Steaua 1-0, dacă noi băteam pe Steaua, era Rapidul pe primul loc. Iar Steaua vă 3-4. Corect? Păi bun, și tu concret cum făceai? Eu nu eram alergai, sau nu? Cum făceau ăia? Bun, ăia, cum făceau? Cum făceau? Ce au ce să facă? Iurea, ce păi făceau? Sigur, mai făceau un fault, mai făceau 11 metri, mai stărea. Păi n-ai văzut ce plonjoni interesate făcea și campeanul câteodată? Uite-te la Titi și la oameni, nu vă gândeați, mă. Bă, eu mă gândeam tot tipul, de-aia vezi. Că tu ești de-a nostru de aici. Aia am vrut să spun, am fost bistițean. Păi da. No. Păi pe mine nu mă băga la ăsta, că știa că eu eram bistițean, nu puteam să mă bage. Să câștigau bani la sfârșit, din treaba asta, sau cum? Să mai câștigau, să... No. Sau în fine. Pur și simplu trebuia să-l asculți pe Nea Janca. Putea să-l asculți, dar nu ne-am menținut 20 de ani în divizia. Nu? Da. Așa au fost remule, nu? Da? Da, dar pe de altă parte aveați și echipă bună întotdeauna. Și cine? Când vreați, bateți, bateți. Aia, aveai echipă bună. Da. Dar când vrei jucai, când nu, așa era. Ție ți-o zis vreodată în vestiar, bă, Titi, lasă-o mai moale, ce faci? Bagi alunecări, ești nebun? Niciodată nu mi-o zis. N-avea treabă cu mine. Că eram așa, eram, n-avea treabă. Bun. Vreau să vorbim un pic, Titi, despre copilăria ta. Pentru că erau anii 70, niște ani frumoși pentru copii, grei pentru părinții de atunci, dar pentru copii erau niște ani frumoși în care ne jucam în spatele blocului de dimineața până seara. Și vreau să-mi spui dacă îți amintești prima amintire, dacă ai primele imagini așa, dacă îți amintești primele flash-uri așa din copilăria ta, unde erai, cum erai, ce ți-aduce aminte prima dată din viața ta? Eu, de exemplu, mi-aduc aminte o tricicletă din aia cu trei roți și eram undeva pe la Casa de Cultură, pe la fântâna aia arteziană, pe la vreo 3 ani. Aia e prima mea amintire. Ce ți-aduci tu aminte prima dată? Hai să spun și eu, că uite, spun și cine are. Prima mea amintire, știi ce? Eu am avut cadou, că noi eram zahe profesor, eram săraci pe vremea, era profesor la Simin, maică-mea la Pietriș, nu erau... Primul cadou care mi-aduc aminte a fost un cart roșu, mi l-a dat eu la 3 sau 4, mi l-a dat Narcițu cu feier. No, ăla l-am și acum. Cum ți l-a dat el? Diceți? Cadou, de ziua mea. De ziua ta, de ziua Narcis, așa bogat era Narcis, Narcis. Îți dădea, păi cum? Îți dădea cartul. Măsa farmacistă, bunică sau inginer, pământul, cum? Da, așa mi-a dat un cart. Și venea ziua ta cu cartul? Da, sigur, un cart bă, de la roșu. Bă, scumpe alea. Foarte scumpe. No, da. Ăla și în ziua de azi. Ai cartul ăla? Am cartul, da, sigur. Da, pe de la cu pedale era o nu, mașinuță? Nu, cart, ăsta, o jucărie. Jucărie, da. Da. De atâți ani de zile. Atâta, pentru că n-am avut jucării, că nu eram cu jucăriile. O singură păpușă am avut neagră, un negru de la care am și acum. Atât am avut jucării în toată viața. Păi nu era. De astea, mașinuțe, cowboy. N-aveam, de unde mașinuțe? Fotbal toată ziua. Păi berai la fotbal, bine că mâncai, păi nu ții minte când se dădea rație, aveam rație. Sau acum mi-aduc aminte, cum stăteam peste drum de hală, nu că era hala, da. Bă, se bagă ăsta, gogoșar, toată familia după gogoșar, să dea câte 4-5 kg, tot stăteam la rând fiecare, luăm gogoșare, puneam pe iarnă, așa era. Hai că-ți dau portocal, bun, viteză după portocale, nu? Așa au fost remurile. Dar tu ai fost un pic mai răsfățat, erai fratele mai mic, Adi era cu 2 ani mai mare ca tine. Păi aia eram, eu eram vitegitul, că eu făceam de să fac toate că la aia mai mare, la... să nu deranjăm, știi? Era, că era fratele mai mare. Ați avut conflicte când erați mici? Vă împăcați păi, între voi? Sau... Ca alte frați, aveam tot felul. De dormeam într-un pat, îți dai asta, noi dormeam într-un pat. El cu picioarele în coace, eu din cu, păi dă-ți bă picioarele mai încolo. Și păi, nu, avem un canapeu de ăla pe vremea aia, nu? Păi și-au fost, îmi dau o cameră, timp vagon. Cum e? Așa am crescut. Păi și eu tot așa am crescut, păi, toți am crescut așa, da. Da, da, vezi, lucrurile astea se par științifico-fantastice astăzi. Te gândești acum când eram patru, îmi dau o cameră. Cum stăteam la baie până așa? Nu întârziam la școală niciodată. Avea paltonul, că, cum era fratele mea mare, el lua trebuie să ia paltonul mai frumos lui,
rămânea patronul mic, așa meream la școală, de aici îmi înghețau mâinile că era patronul mic. Papuci iară, așa a fost. Da, dar n-am rămas cu sechele. N-a rămas, că e bine. N-am rămas marcați, traumatizați. Astăzi, dacă nu le iei jucăria, rămân traumatizați. Da. Și ieșeam afară și ne jucam afară de dimineața până seara. Ce tenis aveai pe vremea? Căltele, dau exemplu. Băi, erau, care aveau tenis atunci chinezești, erau cei mai bogați. Mai jucam cu tenis de Drăgășani, de, nu mai aveai, puneam câte trei tălpiți și le rupeai pe betonele alea, nu? Da. Pe când se termina un meci, săream gardul ăla pe la Liviu Rebreanu să fim primii, să prindem primii terenul. Pe celălalt, ce meci erau duminica dimineața? Că erau câte 4-5 echipe. Toate cartele se adunau acolo să joace fotbal. Da, tu erai totuși dintr-o familie nu bogată, dar importantă din orașul ăsta. Mama ta, profesoară de desen, da. Tatăl tău, profesor de educație fizică. Erați cunoscuți, erați celebri. Era o familie importantă în zonă. Păi, gândește acum. Eu ce antrenamente am prins la Ptiuța, cum mă gândeam cu domnul Cârstea, cum fugeam câte oră prin pădurile pe acolo, de, erau țuțuri înghețai, abia arg acum, pune să alege. Și niciodată nu m-am plâns, bă, că am bătături, că am ăla, că mi-e fric, că nu știu ce, că am întâi, niciodată. A insistat, taică-te, o să te facă fotbalist, a insistat mult? Și el a fost fotbalist, sigur. Îți aduce aminte vreun meci de-al lui? Îl ții minte jucând fotbal? Era mic, îl ții minte, mergeam cu el când eram micuț, mă mai ducea și pe mine la meciuri, cu, juca la Foresta, juca cu Tasolul Viorel ăsta, moldovan, juca cu Vasile. Da. No, am fost așa, dar nu mai țin, era micuț, dai seama, prin 72-7, aveam 3-4 ani, 5 ani. Da, semăna cu tine așa la mișcări. Ai împrumutat câte ceva de la el, nu? Ai moștenit câte ceva. La fundaș central era mai rău, știi, jucă, dădea bine cu capul, era mai... Dar te-a favorizat vreodată? A insistat vreodată pentru tine? S-a certat vreodată cu conducătorii Gloriei? Societatea atunci să-mi dea drumul la Timișoara, nu să-mi dea drumul deloc, atunci. Noroc că am intrat la facultate și nu avea ce să fac, dar nu mai era cu legea, intre la facultate, să-ți dea drumul obligatoriu, nu. Că de-aia m-am împrumutat până un an de zile. Și de exemplu, am stat un an de zile la Timișoara, eu am vrut să plec mai repede. Dă-ai seama la ce copii avea Timișoara, era Florin Bătrânu, Vercea, Ovidiu Cucă, ăștia au tinere atunci, de altă cu mine. Da. Adică un an sau doi mai mici. Păi știți ce, bă, joacă ăsta împrumutatul și nu joacă ăștia noștri, nu? Hai să vedem o poză cu tatăl tău în tribune, una dintre ultimele poze pe care le-am făcut eu la stadion, la Gloria. Apoi s-a îmbolnăvit și nu prea l-am mai văzut. Uite, asta e. Asta, da. Da. Cu domnul Arălean, domn președinte. Da, cred că ăsta a fost unul dintre ultimele meciuri la care, prin 2005... Nu, 10. Nu, mai. Mai încoace. Mai sus. Mai 2000, încoace. Spun eu, 2000... 15, e asta. Cât de important a fost pentru tine, Titi? Păi cel mai important, îți dai seama. Dacă nu, el dacă nu insista și ăsta, poate nu făcea nici școală. Tot timpul am mers, fă școală, așa mi-a zis de una. Rămâi la școală, că cu fotbalul trece. Azi ești, mâine nu ești, antrenor, azi ești, mâine ești, dar școala rămâne. Și așa am rămas, uite, am 27 de ani la școală. Tot în învățământ. Și e bine, eu zic că e bine. Că mai faci altceva pe lângă, e ok, dacă nu... Da. Vezi, mulți nu au putut să treacă. Bă, viața de fotbal nu ține o veșnicie. Că vezi, alții odată s-au terminat cu fotbalul odată, în depresie, odată în băuturi, nu mai au pierdut tot, divorțați, vai de că morți mulți dintre ei. Uite. Aici cu fetele, da, cu mele. Cu fetele tale, da. Da, erau mici. Deja era bolnav, dar cum s-a îmbolnăvit Titi? Nu s-a dus prea repede un pic, cam repede. Păi să spun cum s-a zis, el nu exact, cum zic toți, bă, nu a avut nimica. Bă, dar te-ai dus odată la doctor. Nu s-a dus, deci n-avea treabă cu doctorii. Deci nu mergea, nu vrea să meargă la doctor. Eu l-am dus foarte târziu, hai mă să mai am făcut programare de asta, am fost la Poștean, știi? Hai mă să merge, să te vadă un pic ce, nu, cu circulația, de el nu mai avea circulație deja pe picior. Tot așa mergea rău cu picior, zice Dumnezeu, știi? Și apoi până atunci nu mai avea circulație și atunci trebuie să-i tai piciorul, știi? Eu tăia piciorul, a fost bine, păi eu tăia piciorul în 2013, trebuie până încă 5 ani. O văzut că e foarte bine, deci merea cu bote, am făcut proteză ca lume, am făcut tot ce trebuie. Și nu mai lua medicamente, mă, el. Nu voia să... Nu mai eu luat. Nu, era bine, 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 da. Bine și dintr-o dată
exact înainte să moară, a fost cu mine la, m-a făcut o masă în fiecare an în luna septembrie. Eu mă întâlnesc cu, actual și fost profesor, știi, colegi de-a lui. Dă-i seama și, el printre ei, nu? Ălea, amintiri cu ăia, când s-a văzut de atâți ani de zile, îți dai seama, emoții, și l-am dus acasă. Și m-a dus dimineața, suna mama, hai mă, că a murit, eram un lucru întâmplat, știi? Bă, dar părea un dur așa, Titi, mie mi-a fost antrenor, părea un dur, așa, bă, dar avea un suflet de, incredibil. Uite, și eu, părea dur, dar așa avea suflet de ratare bun, știi? Foarte bun era așa, că părea așa că, măi, dacă în atâți ani de zile nu lipsi niciodată de la școală, îți dai seama, bolna și mereu, așa, niciodată nu lipsi. Foarte corect a fost în viață. Foarte, foarte corect, știi? Cu școala și cu asta, de aia zic că... Ce să faci? Asta e. Câți ani? Câți ani a avut când s-a dus? Șapte, am ținut de la 71. 71. Repede, 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 foarte repede s-a dus. Și-a dorit mult să se mute la casă, s-a mutat la casă și, și s-a dus. Tu erai mai apropiat un pic de el, Adi era apropiat de mama ta? Să zicem așa, da. Da? Da, da. Dar de ce să zicem? Păi da, bă, eu știu, era mai apropiat, nu? Da. Bine, eu și am fost tot timpul, exact că mergeam undeva la Timișoara, îi aduceam un training, îi aduceam un tricou, mergeam la greu, întotdeauna, știi, dădeam, îi plăcea echipamentul sportiv, știi? Asta e echipamentul de sport, frumos. Da, știu că e o întrebare nașpa asta, dar ținea mai mult, că părinții nu pot să zice asta. Lumea zice că ținea mai mult la mine și eu zic că ținea la amândoi la fel, știi? Păi nu poți să faci diferențe între frați, nu? Păi da, da. Păi de-aia zic. Ai simțit vreodată că ține mai mult la tine decât la Adi? Tot timpul. Da? Păi cum? Sigur. Și nu ți-a reproșat Adi niciodată lucrurile astea? Bă, nu le bag în seamă eu, am reproșat. Nu mi-a zis așa în față, dar... Ai zicea la mamă câteodată. Să consolau amândoi. Știi? Da. Frumoasă. Bine, poate și cum am făcut fotbal și am jucat, știi, la, în diviza, m-a dat golul, era foarte bucuros. Venea în tribune, vedea, nu? Păi da, dar și Adi era ajuns arbitru ajuns, Liga da. A doua, la un moment dat. Liga, da. Da, la un moment dat. Deci nu era de aici, de acolo, nici treaba asta. Te-ai însurat târziu. La dar 40 de ani. Dar m-am însurat bine. Foarte bine, aia dar zic, târziu. Târziu, dar bine. Dar de ce așa târziu, la 40 de ani? Am tot așteptat. Am vrut să am o soție creatoare, știi? Cum e asta, mai e bine. Cum adică creatoare? Ce vrei să zici? Imprevizibilă. N-ai văzut, face poezii. E bine. E foarte bine. A nimeni e bine, zic eu. Da, da, eu știu că ai umblat mult după ea. Eu știu. Păi, nu piesa rară trebuie găsită, nu? Cum ai întâlnit-o? Cum ai ochit-o? Cum ai urmărit-o? Am ochit-o de mult, dar eram cu fotbalul cu asta, știi? Eu veneam pe ștran, știi? La ștran, dar v-ați întâlnit prima dată. Eu nu ții minte ce tenis băgă, așa da. Se strângea lumea ca la circ. Și acolo ai văzut-o prima dată? Acolo am stă acolo prima dată, da. Fii atent să spun, stai să zic ceva. Era la ștran. Eu umblam pe vremea cu o fată din, știi? Amândouă făceau plajă. Aia era supărată, îți dai seama. Bă, dar ce e așa, poate? Păi, bă, ăsta nu mă bagă în seamă și de mine, știi? Și asta zice nevastă, actuala nevastă. Păi, numai pe tâmpitul ăla l-ai găsit, o zis. Suntem prieteni. Dai tu seama. Păi, numai pe ăsta l-ai găsit. Și în timp, mi-a devenit soție. Nu. Dar cum ai abordat-o prima dată, îți amintești? Că nu erai tu foarte curajos la fete. Ce? Nu aveam, păi nu, dar cum am abordat-o? Mai țin minte, cred că s-o stricat mașina. Trebuie să-i dau curent, parcă, cam așa au fost. Serios, dacă nu. Cred că nu mai avea baterie și m-am oferit să ajut. M-am ajutat-o bine după aia. Da, da, ai umblat mult după ea. Ai făcut multă curte. Fată de colonel era așa. Lasul pe sus, atunci aceștia erau privilegiați. Si? S-a lăsat greu. Până la urmă, da. E bine. Da? Da. Uite. Uite poză. De unde se te la nunta ta. De unde să fie? Uite. Ce ginerică. Aoleu. Frumoase poze, da. Frumoase. Dă-mi palcea, de pe fotbal. Bun. Hai să îți pun niște întrebări din astea
rapide așa, faine, o să vezi. Da. Nu o să te pun în mare dificultate și nici nu vreau să te pun în situații stânjenitoare față de prieteni de-a tăi sau față de altă lume de prin fotbal, dar trebuie să-mi răspunzi cu o singură variantă la întrebările astea. Uite, îți spun una de încălzire ușurică. Da. Lap tenis pe strand sau în spate la proiectări? Pe strand. Pe strand era mai fain. Da, sigur. Din ce era fileul? Ți-aduce aminte? Ce puneți? Păi era bara aia de fier. Era o bară de fier. Bara de fier, sigur. Da. Bun, deci ai înțeles. Și la proiectări era frumos. Pe noi era nimeni pe vremea, am făcut găuri în asfalt și doi stări și am legat o plasă, jucam tenis. Cu Brandea, cu Ilișoan, care a murit, Bila Ilișoan. Cu Ole. Cu Flaviu de la Morgă. Da. Păi cum? Da. Bă, Mihalca iară, Marius Mihalca cu... Era... Da. Mican, cu mulți. Bun. Ilie Lazar sau Coroian? Coroian. Ăștia-s primii doi marcatori ai Coroian. Gloria. Era alt stil. Adică a fost o baliză mare Coroian. Balint sau Viorel Moldovan? Balint. Bă, dar e greu. Din, știu, dar din Balint. Prima Balint. Pentru că te-a ajutat la Steaua. De ce? E bine, Balint. Sebi Moga sau Ica Moga? Sebi. Jucat echipa națională. Aia, a jucat echipa națională, a jucat cu Sporting Lisabona, a jucat cu fost cupe europene, a fost jucător mare. Echipă 5 ani jumate la Dinamo. Păi, dar tu l-ai apucat și pe Ica Moga să joci. Da, am jucat. Da, mare. Mare fotbalist, să văd și Ica Moga. Mare. Mironaș sau Vasile Popa? Mironaș. De departe Mironaș. Da? Păi sigur. Șumudică sau Reghecamp? Șumudică. Și mie mi-a plăcut mai mult Șumudică. Și colegul meu. O să mine de tineret. Da? Da, sigur. Când era la Sportul Tențesc. A făcut, după părerea mea, cea mai bună echipă a Gloriei păi, din ultimii 20 de ani. Și ce jucători au dus? Da. Moraes. Nu el a dus. Da. Păi... Cârstea sau Remus Vlad? Remus Vlad. Bă, ce repede răspuns la astea. Cum să nu? Ăla ne-a promovat, ne-a învățat, e un diplomat, ăla, antenor. U Cluj sau Poli Timișoara? U Cluj. Ai jucat la amândouă. Poli Timișoara, la Timișoara ai făcut facultate. Am făcut, da, la U Cluj. Ai marcat niște goluri la Poli Timișoara, ia, cum îți aduci aminte de ele, două de la așa, final? Că atunci am avut... Da, dar ai dat două pe finalul unui meci cu Jack Ionescu. Cum spus, cu? Dacă mai avem timp. Da, zi, liniștit. Nu, stai să spun. Deci, n-am prins lotul. Cum eram prat, n-am prins lotul de, erau 16 sau 17 atunci. Și am rămas, stăteam chiar acolo lângă operă, la clubul Poli. La un moment dat, a doua zi, s-a accidentat Octavian Popescu la mijloca și la stângă, jucat și pe Universitatea Craiova. Și m-au chemat, hai, voi că treci în cantonament, Mielule, îmi zicea, știi? Mielule? Dacă spun imediat și cu Mielule, hai în cantonament, mi-a zis. Știi, hai în cantonament. Și mă duc în cantonament. Și începe meciul, FC Brașov cu Poli FC Brașov. Atunci au venit, aveai voie să joci cu trei străini și atunci au venit la Brașov jucătorii albanești. Ăla, Țanai, Minga și Boji, cel în poartă. Erau trei. 0-0-0-0, la un moment dat bătrânul care era fundaș șapta s-a accidentat grav, l-a scos afară, n-o, zice Ionescu, băi, Eugenie, zicea după aia. Eugenie, intri fundaș șapta, vezi, stai acolo la locul tău să nu luăm gol, 0-0 e încă bun. Îți dai seama, prima fază m-am dus direct în față, gol cu capul. Gol cu capul, îți dai seama cum făcea lumea, 20.000 de oameni. Am venit înapoi, 1-0 pentru noi. Iar m-am dus în atac, gol cu stângul, 2-0. S-a gătat meciul după 2-3 minute, a intrat lumea pe teren, pe sus, a început ăla, când am văzut că am dat-o de ăla, căciul avea o căciulă de aia de astra, știi? Buf, când mi-a dat o dată de pământ, n-o zic, nu mă mai înțeleg cu asta. Bun, mergem în visar și zice, uite, vedeți caracterul. Un băiat bine crescut, ardelean, nu, a început să mă laude. Îți dai un gândul meu, zic, de, mă, am un mălaus, eram pe la operă înainte cu o zi. Și au venit la mine, noi stăteam exact cum e la noi la partid, hotelul, patronul de acolo și mi-a zis, face bă, voi că uite, pe data acum de gole, fai o săptămână, ai pe gratis tot ce vrei tu. Deci tot ce vrei tu. Păi și eu îți dai seama, la vremea de oșa, mă sucuri și înghețată și ciocolată. Îți dai seama de eram pe vremea asta. Ce whisky luam și ce vinul și avem 2 ani, nu?
Așa a fost, să fie. Deci Poli Timișoara între, adică da. Ucluj alegi între Ucluj și Poli Timișoara. Da, Ucluj. Da? Mai bine te-ai simțit la Ucluj? Foarte bine. Am jucat și semifinal Cupei României, după aia, dar cumva, e oraș studențez, altă lume. Și Timișoara, nu pot să corect, zici. Corect, dar aici am jucat 3 ani jumate, aici acolo un an, știi? Dar mi-a plăcut mai mult la Cluj. Hai una tare acum. Toma Ivan sau Titi Voica? Ca ce? Ca palmaresă? Ca fotbalist. Păi nu pot, hai să zice Toma Ivan că a jucat la Steaua. Băi, și tu n-ai jucat la Steaua. A jucat, dar el a jucat, 6 luni, după aia a plecat la Bior și la Constanța. A fost mai fotbalist ca tine? Mă, după palmares, da. Da, după... Păi nu luăm după valoare, după palmares, da, a fost mai bine. După valoare? Păi după valoare, nu. Nu pot să zic că e nașul meu, ce să zic, să zic de acum. O fost cel mai bun, nu. Cristi Ivan sau Danezu? Cristi Ivan. Didi sau Gumi? Gumi. Gumi era bun, Gumi? Foarte, așa lovea de bine mingea, foarte bun. Brandia de la... Ovidiu Brandia, când la pașapoarte. O lucrat în pensie. O lucrat, da, nu mai lucrează, da. Ce mai am pe aici? Tori Ciocan sau Sân Mărtean? Sân Mărtean, de departe. Da? Mai bun decât Tori Ciocan? Păi Tori Ciocan nu a fost pe vremea de... O jucat în divizia Tori Ciocan. Când m-am divizat pe și la Gloria, da, și în divizia ce... 2000 de goluri, o, da, 2000 de goluri, că... dar în divizia... Corect, că a fost cel mai mare vânt de atac. Dar, păi, compar cu Sân Mărtean. Magician. Cel mai tehnic jucător cred că dacă l-a avut. Am nu zic din... Dar zic din România. Da. Șonfelean sau Someșan? Șonfelean. Pentru mine, că mi-a fost antrenor Șonfelean, mi-a fost Someșan antrenor. Eu n-am băgat pe Someșan, eu fost la Foresta. Una în trei, așa. Hagi, Dobrin sau Balaci? Hagi. 4-4-2 sau 4-3-3? 4-3-3. De când? Că pe vremea noastră nu era 4-3. Așa jucam noi la Gloria, 4-3-3. Da? Eu și că am jucat de-ata, mi-a jucat stânga, Ilie Lază văd de-ata. Și ăștia te-ai la mijloc, cum nu? Se juca și pe vremea păi 4-3-3. Păi da, sigur, păi da. Primă de joc sau primă de obiectiv? Primă de joc și de obiectiv am avut, dar prima de obiectiv n-am mai luat-o cu lata aia bătrân când am promovat în divizia. N-am apucat să iau nici un bani niciodată. Dar care îți plăcea mai mult? Aia de joc prima sau de joc? De, sigur, de joc. Da. Obiectivul, când îndeplineai obiectivul? Niciodată. Păi da, sigur. Că nu promovai păi niciodată. Păi da, cum? Locul 2 în Liga 2 sau locul 17 în Liga 1? Locul 17 în Liga 1. Mai bine. Era Liga 1, nu era Liga 2. Păi da, bineînțeles. Da, vezi, asta lumea nu înțelege astăzi, știi? Nu poți să ce bă decât să stai cu Odaș în Liga 1. Da, ce? Da, era în Liga 1. Liga 1, Liga 1, mă. Da, chiar locul 17, da. Dan Petrescu sau Hagi, antrenor la Hagi. Națională? Antrenor la Națională. Hagi. Da? Da. Zici tu? Da, mai bun ca Dan Petrescu? Eu zic că da. Păi dai, din moment ce e singura care are academie, care a făcut ceva în România, nu? Singura academie adevărată e lui Hagi. Da, așa e. Păi... Jelna Teaca sau Dumitra? Dumitra. Păi nu se pare normal. Că e colegul tău, da. Nu că e colegul meu, și vinul bun. Eu numai de asta beau, de doar așa nu. Handbalistă sau volebalistă? Păi volebalistă. De ce? Păi am avut antecedente. Fotbal feminin sau box feminin? Box feminin. Nu-ți place fotbalul feminin? Deloc. Mie nu-mi place fotbalul feminin, pot să zic. Nu mai place și mai am ce nu mai îmi place. De ce? Că lumea zice că uite, că se schimbă vremurile. Nu de fotbal feminin. Mă acuză toată lumea că scriu urât de fotbalul feminin, mă ceartă mie toți. Mie nu mi se pare fotbalul feminin. Nu se compară cu masculin niciodată. Nu se compară, dar... uite, crește în ultima vreme. Ce crește? Așa, ca popularitate. Păi crește, dar... Eu zic prea de vreme aici. Messi sau Ronaldo? Mie Ronaldo îmi place. Adidas sau Nike? Adidas. Mercedes sau BMW? BMW. Ai BMW, nu? Păi, am. Dar de ce? Merem... Așa am avut. Da? Și am un 10 atât BMW, am avut. Așa sunt eu cu BMW. Adi Minune sau Guță? Niciunul. Niciunul, da. Bun. Titi, fii atent aici. Avem niște imagini de la meciul cu Fiorentina. Da. Am scos toate fazele cu tine... Am avut răbdare și am scos toate fazele cu tine de la meciul cu Fiorentina și vreau să vedem un pic și să le comentăm. Uite, ăsta e începutul. Da. Zi tu.
Ca să nu zic eu, uite, asta e echipa Fiorentinei. Da, știu, știu. Minune. Toldo, nu mai vorbim la... Păi, uite-te ce jucătate, Toldo, echipa națională, porta echipa națională, care ți-i spun imediat, Amoroso, echipa națională, Schwarz, echipa națională a Suediei, Rui Costa, echipa Portugaliei, da. Batistuta. Și uite, Argentina. Golul nostru în minutul 3. Uite unde eram eu, uite, pe partea de... Hai să mai dăm un pic mai înapoi, Paul, încă o dată, să vedem de unde a plecat mingea la faza asta, așa, să vedem de aici. Deci echipa Fiorentine e senzațională, nici nu are rost să mai vorbim. Uite cum a plecat golul. A fost minutul 3, da. Ei atacau, am recuperat noi mingea, nu știu cine a recuperat acolo, Purdea, cred că Purdea, foarte bine. Purdea. Pasă la Ilie Lazar. Ilie Lazar și uite-te pe tine în dreapta, da, cum da, alergi da, 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 la gol. Și uite cum nu s-a dat pasă, păi, Titi. Da, da. Titi. Îți dai seama dacă nu mi-o dat pasă, bine că o dat gol. Da, dar erai... Nu că n-ai fi acum celebru, că ești da, simbolul nu, fotbalului bistrițean, dar da, aveai ocazia să marchezi cel mai important gol din istoria fotbalului bistrițean. Dar de ce nu spuneam am marcat cel mai important gol cu La Valeta? Că dacă nu ajungeam cu Fiorentina... Lasă La Valeta, că asta e Fiorentina. Uite, hai să ne uităm o dată la faza asta. Dacă un jucător de-a tău n-ar pasa, ce îi zice? Oricare ar pasa, îți dai seama. Păi uite, ce liber erai. Deci erai toată porta goală. Toată porta goală și n-a... Ai strigat în momentele alea. Ilie! Păi nu s-auzea, că îți dai seama, început lumea să strige, n-auzea. Uite, vede reloare, fiate, uite-te la reloare. Uite ce liber erai, ai luat fața la Schwarz. Până a venit Schwarz după tine, dacă îți pasa, era gol sigur. 100%, băi, uite, toată porta goală. S-a riscat Ilie Lazar, după părerea mea. Uite echipa gloriei. Știu. Câmpianu Voica, Săsărman Dâncuș, Cristea Purdea, Misti, Răduță, Lazar Matei, Radu Sabo. Nu înțeleg de ce Ion Balaur antrenor, că era Remus Vlad, nu? Remus Vlad, da, nu, atunci au lăsat pe Balaur, știi, că o plecat Cristea. O plecat Cristea, da. Și l-a dus pe Remus. Uite o altă fază în care Ilie Lazar la ei. Îți centrează de data asta, nu e la ei, tot acasă, acolo. Îți centrează de data asta, dar n-ai reușit să faci mare lucru din mingea asta. Uite o altă fază în care ești implicat, aici primești mingea. Aici fac fault, parcă nu. Bun. Nu, e o fază frumoasă, uite, da? Nu mai ajungi la mingea asta. Ai jucat mijlocaș dreapta. Da. În meciul ăsta, titular în ambele partide. Atenție, da, da, cu Fiorentina. Da. Imagini din repriza a doua. Uite cum ieșiți de la cabine cu cascheta albă acolo. Cine-i? Domnul comandant Roberto. Nu cred că el. El e. Nu el. Dacă spun. El e? El e Roberto, sigur. Era Roberto și Cresta, se tot tipul acolo. Atunci nu știu dacă era. Era... Nu era comandant. Era anul 96. Începe repriza a doua. Nu, încă o dată mai vedem faza golului. Frumos și-a făcut și Ilie Lazar mingea. Foarte frumos. Uite ce bine aleargă. Ce fuleu. Da, mă, dar uite unde erai, Titi. Uite unde erai. Eu văd unde eram. Ce se fac? Uite. Deci te-ai demarcat perfect. Repriza a doua ai jucat mai bine decât prima repriză. Da. Uite aici o fază în care ești implicat. Stai să o vezi. Asta primește o pasă aici. Și aici puteai primi 11 metri. Uite. Uite. Ai forțat un pic. Hai să mai vedem o dată faza asta, Paul. Putea, era de 11 metri, ce zici, uite-te și tu un pic. Păi nu prea era, da. Păi stai să stai. Stai să o vezi. Dar știi de ce insist pe faza asta? Pentru că din faza asta s-a marcat golul lor la cealaltă poartă. Deci dacă fluiera aici, îi băteam 2-0. Poate. Uite. Ai dat-o printre ei? Ai forțat. Ai forțat. Am forțat, da, da, da. Era să opri de asta, nu puteai, îl dărmam și pe ăla. Ai simțit că nu mai ai nicio șansă? Păi nu mai aveai să fuzi, dai seama. Dar uite cum curge faza. Uite cum curge faza. Ajunge la cealaltă poartă și marchează Batistuta. În loc să fie 2-0, e 1-1. N-aveai ce scoate, e adevărat mai mult din faza ce aia. Ce să scoți. Dar putea fi 2-0 oricum. Dacă trăgea un pic arbitru cu noi, cum trăgeau în campionat. Uite-l pe Rui Costa ce pasă dă. Uitați-vă la pasa asta, oameni buni. Fintre. Incredibil. De-aia e echipa națională. Uite la de unde dă. Dar și ăsta, închis bine unghiul scurt. Dar să vezi reloarea, să vezi reloarea ce pasă dă Rui Costa. Incredibil. Incredibil ce fotbal se juca la ora aia. Fiorentina era câștigătoarea cupei în Italia. Noi, așa cum am zis, am fost finaliști în cupa. Uite ce pasă dă Rui Costa. Stai că o vedem din alt unghi. O să o vedem din alt unghi și o să vă dați seama ce mult a anticipat pasa asta Rui Costa. Cine era acolo? Sevastița, cine era cu el? Sevastița, da. O, de să-l mai prinde, vezi de treabă. Uite-te, uite aici. Uite, da, da. Uite ce reloare, nici vorbă de... Nu a fost offside, nu.
Da. O fază faină iar în care ești implicat tu și în care ai fost faultat. Uite. Am intrat, uite, te-ai văietat un pic, ce ai pățit acolo? Nu știu. Bă, cu 26 de ani, Titi. Uite pe sasă, Dumnezeu să-l ierte, cu numărul 3. Au intrat, uite și aici. Bă, ai fost cel mai faultat jucător de pe teren. Frumoasă faza asta. Hai să o vedem și asta încă o dată. Ilie Lazar putea marca din nou la faza asta, când te-a faultat pe tine. Uite aici. No, asta mi-a plăcut mie cel mai mult din tău meciul. Apropo de fazele tale. Asta trebuie să o mai vedem o dată, Paul. Uite ce stop pe piept ai făcut, Titi. Hai să mai vedem o dată. Asta e aia cu faultul. Da, asta e aia cu faultul. Și Ilie Lazar șut frumos la rădăcina barei, la Toldo. Și în faza următoare, uite-l pe Săsă cum aruncă de la margine, pasă lungă, uite preluare pe piept, de manual. Șut cu dreptul. N-ai prins-o foarte bine, dar... Păi îți dai seama ce emoție avea la meci ăla, cu cine jucai. Nu? S-a terminat 1-1, ăsta e finalul partidei. Și a urmat returul, ne-au bătut cu 1-0 acolo. Da, uite, hai să oprim un pic imaginea aici, Paul, dacă putem. Uite-te un pic la caseta tehnică, ca să nu mai zică lumea că blaturi și că Gloria a câștigat numai cu aranjamente și cu treburi de astea. Uite-te un pic la caseta tehnică cu Fiorentina. Șuturi spre poartă, 14-14. Da. 14-14 de la egal cu Fiorentina. Șuturi pe poartă, 5-6, au avut ei un șut mai mult. Faulturi, cam pe acolo, cornere, 2-2. Da. La fel, offside-uri. Am fost noi surprinși mai mult în offside, de două ori, e o singură dată. Deci și caseta tehnică ți arată că ai fost de la egal cu Fiorentina. A urmat meciul retur în care ne-au bătut cu 1-0 și tu ai avut șansa de a trimite meciul în prelungiri. N-avem imagini de la meciul ăla, ți-amintești faza aia? Da, sigur, a fost o pasă lungă de la Săsărmă. Dar am dat în bară laterală. Păi am prins bară laterală jos, da. Intra meciul în prelungiri, Titi. Ți-a reproșat cineva vreodată? Niciodată nimic. Mingea aia. Nu, niciodată mi-a spus nimic. Ce să-mi reproșeze? Mi-am bucurat, Dănașca foarte bine. Păi și aici la Bistrița, îți dai seama, noi să jucăm cu Fiorentina, am zis, mai să nu luăm multe, să jucăm, îți dai seama, tremuram până am ieșit la încălzire. Ți-aduce aminte ce prim ați avut atunci? Păi $1000 am avut. Dacă băteați? Dacă, sau cum? Da, dacă băteam. Dacă $1000, puțin bani. Păi așa erau pe vremea aia, nu erau. Păi, jucai atunci. Contractul era de 3.000. Da. Deci un jucător pe vremea, pe an avea 3.000, 4.000, 5.000, 6 ani, creștea, am 2, 3, 4, 5 ani. Mă bine, ăștia care veneau din noi, care eram bistrițeni, era mai puțin, dar Săsă și cu Dorel, nu știu dacă au jucat pe bani atunci, că le-au promis un apartament, numai le-au dat un garsonier de apartament. Știi, când să ia echel, erau garsonier, nu era apartament, au jucat 3-4 ani pe gratis. Le-au promis un apartament, știi? Și când s-a dus să vadă apartamentul, de fapt era o garsonieră. Și chiar zis și atunci era să spune, dar ia-o așa cum e, bună și gata, uite acum o vei. Și l-au refuzat, știi? Și l-au rămas cu nimic. Tu cât ai primit cel mai mult de la Gloria? Nu, am avut 3, 4, 5, 6 mii. Puțin. Și am dat atunci în acolo și mi-a mai dat neajan în 2000. O vedea de aici, tine le face 2000, fără nimic. Atât, mă. Și atunci când am venit ultima încă de la Dej, atunci nu mi-am mai făcut contract. Zis că ăsta, uite bă, să vezi că n-am nimica cu tine, m-a chemat la ședință. Eu cu neașa că face, bă, tine, eu n-am nimica cu tine, să știi. Eu de-aia te-am adus înapoi, că vreau să joci bun. Și primul meci, mă bagă la Oțelul Galați, și mă cheamă, uite, să vezi că nu-l bag pe Sebi Moga, care e aici, te bag pe tine. Și m-a pus să joc om la om cu ăla, cu Ion Viorel. Mă zic, bă, titele, poți să-ți dai cum ne-a costă, cum să nu. Și am jucat foarte bine, știi? Ăla era în vogă atunci, adesea, mă, ce viteză avea Ion Viorel, pe aia la Steaua. Da. Venind după aia acasă, mă pune un om cu Radu Niculescu, fece național, ține pe Radu Niculescu. Și am jucat numai meciul de ăsta grele și în început după aia returul, gata a fost. Da. M-am dus la domnul penalti, la Piatra Neamț. Da, frumoase. Da. Dar cât ai câștigat cel mai mult din fotbal? Cel mai mult am câștigat, spun exact suma, cât cu fece național când am jucat semifinală Cupei României, dar am intrat în finală cu Steaua, că intram în cupe, $5000 de dolari.
Îi plăceau dolarii la Neajan. Numai dolari. Da. Nu erau atunci euro. Nu era. Dar cât ai reușit să aduni din fotbal? Nimic. Faci avere din fotbal? Nimic. Făceai eu pe avere... vremea, ce să fac? Ce avere să fac? Un apartament, de-abia am așteptat 2 ani la Bista sau 3 ani și am luat un apartament. Mi-am luat apartamentul de Minulescu. Era 7.000 și ceva de dolari, 8.000 de dolari. Jucai 2-3 ani să ieți un apartament. Și acum ăștia ai 8.000 pe lună. N-ai, că nu erau banii care se acumă. Dar erai, aveai alte privilegii, avea lumea te privea altfel. Te erai... privea altfel, lumea mergea ceva să facă, majoritatea jucătorii să facă școală, te băgau la facultate, păi era alte principii. Dar acum, vezi cum e, joci un meci, două bine, 10.000, 20.000. Prea mulți bani. Prea mulți bani pentru ce valoare au, da. E normal. Hai să încercăm să facem un prim 11 al gloriei din toate timpurile, așa. Am mai făcut exercițiul ăsta și cu alții invitați de ai mei, dar trebuie să-l facem și cu tine. Zim un pic, portar. Câmpeanu. Câmpeanu. Fundaș Japa. Câmpeanu Albuț, că și Albuț o jucam. Albuț, în paranteză. Da. Divizia. Fundaș Japa. Fundaș Japa? Da. Pui Zăgrean. Zăgrean. Și Misti. Misti, în paranteză, da. Da. Bun, fundaș central. Mironaș. Mironaș cu... cu... gândește și din trecut. Cu Cervenski. Cervenski mai bun ca Hurloi. Nu a fost mai bun ca Hurloi, dar Hurloi juca libero, care da. E Mironaș, care a jucat mai mult și ăsta juca fundaș central Cervenski. Deci pe Hurloi îl punem la Mironaș, paranteză. Da, Mironaș, sigur. Da. Hurloi mare fotbalist, a fost sigur. Da. Mare, mare. Fundaș stânga. Sesărman. Sesărman, fără da. Dubii. Fără dubii, sigur. Prea repede s-a dus. A fost destinul. Mijlocaș. Cum jucăm? 4-3-3? 4-3-3. Mijlocaș. Florea la mijloc. Adrian Florea. Florea. Da. Adrian Florea, cel mai bun mijlocaș central din toate timpurile. Sărmărtean. Sărmărtean dreapta? În dreapta? Da, da. Da? Și în partea alaltă? Moga. Sebi? Da, da. Sebi Moga. Bun, trei atacanți. Coroian. Coroian în centru. Ilie Lazar, pe stânga. Ica Moga. Puh, ce echipă ai făcut. Paranteză, Ciocan. Ciocan. Pe dreapta, în paranteză, Nicolae. Naie Nicolae. Și pe stânga, Toma Ivan, că venea de pe... nu știa cu stângul și venea și de cu dreptul. Bun, stai, dar Titi, nu-l avem pe Bali, nu-l avem pe Viroi Moldovan. Pune la rezerve, nu? Rezervă, sigur. Bă, bine, Bali, Viroi Moldovan. Da. Deci rezervă. Bine, am fost mai eu cu ăștia mai jucat. Da. Înțelegi, nu, Viroi Moldovan. Nu e rău, Viroi Moldovan. Dar de-o zică a jucat mai mult la Bistriță. Da. Corean, câți ani a jucat la Bistriță? 10 ani. Are cele mai multe goluri. Păi eu vezi, aia zic, a jucat la Bistriță, nu? Da. Caval, Viroi Moldovan, în echipa națională. Pe tine unde te pui în echipa asta? Mă pun acolo, pe văd eu, pe la mijloc undeva sau... am unde. Intri repriza a doua? Intru cum intram în locul lui Florea 99, când Florea juca acasă, în meci acasă, jucam în deplasare. Pe la Minerul Lupen, unde pe la... unde băga materiale? Da, sigur, pe la Minerul Lupen, pe la Paroșani, pe la Reșița, Gloria Reșița, știi? Dar de ce? Erai considerat un jucător dur? Era mai... nu eram fricos. Nu eram, ăsta era jucător de acasă, de lovituri libere, era tehnic, știi? Da, ce lovituri libere? Eu ce spun? Dar afară jucam eu toate meciurile. Bine, mă și băga acasă, mâncam 20 minute, jumătate, jucam și acasă, dar toate meciurile afară am fost titular. În perioada aia. În 89. Da. Care a fost cel mai important meci, cea mai tare reușită a ta, cel mai bun meci pe care l-ai jucat vreodată? Păi ăla cu două goluri într-un minut. Da. La Coșa mai dat două cu Sibiu acasă, când au ridicat la Sibiu. Cu da. Țăna la antrenor și Blind în portă. Cu Burkel, cu echipa lor, cu Burkel, cu Văsâi, cu Predatu. Echipa aia mare, știi, Sibiu. Da. Acum ești antrenor, mă rog, ai fost antrenor la Gloria, acum ești director tehnic, tot un fel de antrenor, peste antrenor cum ar veni. Îți dorești să antrenezi o altă echipă de Liga 3, de Liga 2? Nu, niciodată. Nu? Nu. De-aia eu nici am zis, pentru mine nu înseamnă nimic Steaua, Dinamo, Gloria a fost toată viața. Eu m-am la Gloria, de pe zi de știi, m-am la Gloria din 78. Din 78? Din 78 am fost prima dată eliminată ca și copil la Gloria. A fost turneul la Gheorghe Ola, îmi ții minte că se ținea Gheorghe Ola prin sala polivalente. Nu îi zicea Gheorghe Ola, îi zicea Cupa Speranțelor. La Gheorghe Ola. Cupa Speranța Gheorghe Ola. Târziu, mai după târziu. Ce, da, dar Cupa Speranța. După ce a murit Gheorghe Ola, eu zis Gheorghe Ola. Și da. Acum Enie, sau cum se cheamă. Da, la altul, categorie da. Mai mică.
Da. Deci nu ai intenții de astea să te duci în altă parte, să te faci... Păi dacă vreau să mă duc, mă duceam, că spre Ateneam nu puteam să mă duc. Da, să intri în politică, pentru că am văzut că mulți profesori de sport sunt de partea politicilor. Nu mă tentează. Nu? Nu. N-ai avut oferte din politică niciodată? Nu te-au chemat? Cu la imaginea ta, la notorietatea ta? Nu ești făcut pentru politică. Nu. Dar ce părere ai despre vremurile alea comuniste și despre vremurile astea de astăzi? Cum ai putea să faci o comparație așa? N-am dus-o bine și atunci. În general, fotbalist și-a dus-o bine pe vremea aia. Comparativ cu ceilalți oameni? Cu ceilalți oameni, deci erau mai privilegiați. Dar pentru sport, care au fost vremuri mai bune? Alea sau astea? Amândouă sunt bune. Greu de comparat. E greu de comparat, că și atunci se pune bază pe sport și aveai de unde. Da. Față de atunci primeai banii și gestionai, acum trebuie să faci bani. Da. N-ai fost ușă de biserică niciodată. Nu. Te poți considera un model pentru tinerii jucători de azi? Ca fotbalist? Da. Ca N-a fost, sigur. De aici ai jucat, ce ai făcut? Cum care se ia la bătaie cu antrenorul? Păi se întâmplă. Se mai întâmplă, nu? Păi cum dacă ar veni un purstan de la LPS acum să-ți dea un cap în gură? Corect, dar atunci n-am fost vinovat eu. Aia a fost toată problema. Că dacă era problema, ziceam, m-am dus și m-am cerut scuze la domnul, că da, sudați, m-am avut o ieșire nervoasă, i-am spus. Apropo de bătăși, mai există o poveste în orașul ăsta, cum că te-ai bătut cu prietenul tău Tanco, e adevărat? Cu Tanco? Dar poți să-l bați pe Tanco? În primul rând are înălțime, Tanco, nu poți să te iei de el. Azi ne jucăm, ne joacă mai la fotbal, mai azi duci niște cuvinte grosolare, mai atingi un pic, mai împingi, mai tragi un pic de tricou. Dar ați rămas prieteni, nu? Tot timpul mânghi, sigur. Nu, n-a fost niciodată nimic serios. Prietenul de o viață. A fost la copii cu mine la fotbal, la domnul Florean. Bine că numai că urăsc, era foarte micuț atunci, știi, pricăjit, dar uite, acum s-a realizat. Da. Cam asta e, Titi, nu mai știu ce să te mai întreb. Te-am întrebat tot ce am știut eu. Lasă că o să scriem o carte. Da, vrei să scriu o carte? Ba, multe. Ai multe povești. Ai multe povești. Foarte multe. Mai rămânem după emisiune, că avem destule pe aici, de la Cămara Bunicii, de la Elena din Deal, de la Cristina, care a venit între timp cu prăjituri. Avem vinul ăsta bun de la Dumitra și cel de la Jelna, de la foarte Teaca. Mișoasă, da. Ai văzut ce bine la E bine, am zis să mai vin, sigur. Păi mai vii, uite, vezi, n-ai vrut să vii niciodată. O să vii cu invitați, că am niște invitați, dacă îi primești. Da? Da. Cine? Pe cine vrei? Primul adu pe Romul Zubuia, că e prieten cu mine de viață. Bine? Mă joacă bine fiul său la joacă, dar nu prea joacă, uite-te. Apropo de gloria de astăzi, ce facem? Promovăm anul ăsta? Eu vreau să promovăm. Eu îmi doresc să promovăm. Păi dacă nu ai divizia, avem și nu ai divizia. Da, avem echipă de promovare. Avem. Avem echipă bună. De-abia scos egal la Bihor. Am scos, dar și o echipă, și ăsta Bihor. Da. Uite, mâine avem meci greu. Cu Zalău. Noi dacă batem pe Zalău, e ok. Ce părere ai despre Falub? Antrenor foarte bun. Bun. Nu că e prietenul meu, îți dai seama că a fost coleg cu mine de facultate, cu mine la Cluj. E antrenor, e de aprecia și ai văzut ce bine joacă echipa acum. Da. Le trebuie un pic de timp. Da. Cu școala ce facem, Titi? Că e nebunit ministrul ăsta. A nebunit toate școlile, toți elevii, nu mai știe nimeni ce e de făcut, modulul când îți trimestre, când îți teze. Strategie? Da. Azi că-ți revin. Să-ți revin, sigur. Până azi acum, vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, vacanța de schi, câte vacanțe, mă? Nu? Apropo că e foarte... de o aroganță ieșită din comun să-i zici vacanță de schi. Bă, păi frate, nu, dar păi toată lumea merge la schi. Păi nu? Atunci zici și la aia din toamnă vacanță de căpălit, că aia de la toară merg la căpălit, nu? Nu, e o aberație. Bun. Cam asta a fost emisiunea de astăzi cu Titi Voica. E un mare succes că am reușit să-l aducem aici într-o emisiune. Îți mulțumesc, Titi, pentru participarea asta. Și eu mulțumesc mult, domnul Inca. Am vrut să știe și copiii ăștia mai tinerei așa cine a fost Titi Voica. Apropo, cine ți-a pus nume regele? Păi am multe meciuri. Uite, gândești, în divizia B, 85-90 au fost în divizia B. Am avut 60 de goluri, am dat 11. După aia am jucat în divizia atâta meci. Asta nu ți-am spus de Liga 3-a.
Că la bine, aia nu se nu se pun pe la ligate. Beclean și pe, pe la Beclean, pe Nagreștoaș, da. Pe la Șoncuta. Da. Asta așa așa de distracție, acolo la Beclean m-am dus pentru să mai mai mult. Astăzi cine ajunge să joace în divizia C, mare fotbalist. Pe ce mai acolo mă distram la Liga 3. Păi da, să m-a întâlnit Moga, jucător la Liga 3. Cu Moga, și el. Dar cine ți-a zis prima dată regele, ți amintești? Mai nu mai știu că nu. Hai e bine că mi-a zis. După emisiunea asta o să zic că toată lumea a împărat, o să vezi. Da. Bun, mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ăsta e Titi Voica, cu bune cu rele. E un simbol al fotbalului din județul nostru și sper să rămână așa, pentru că merită. Ne iertați ținutele de astăzi, ne-am îmbrăcat în echipamentul Gloriei. Eu în gloria veche, alb-albastru, Titi în gloria de astăzi, roșu-negru. Gloria viitorului. Gloria viitorului. Sigur că da. Da. Sperăm nu, că promovăm. Nu contează, șai, că-s bani ce? Publici, că culorile-s roșu-negru, important să meargă numele înainte, nu? Să meargă numele înainte, sigur, dar mai frumos parcă e alb-albastru, nu? Mai frumos, da? Asta e. Poate o fi să fie și în viitor. Sperăm. Bun, vă mulțumesc, vă invit data viitoare la un alt interviu, o zi bună în continuare. Bun.